Piața IC Drăgan din Lugoj s-a transformat într-un loc de recreere și socializare, unde arta și natura s-au împletit într-o simbioză inedită. A doua ediție a evenimentului Sinfonia Florilor a avut loc în orașul de pe Timiș, desfășurată după motoul Dăruiește celor pe care îi iubești aripi să zboare, rădăcini să se întoarcă și motive să rămână. Această ediție poartă denumirea Rădăcini și aripi, un nume inspirat din baletul lui Tchaikovsky, Spărgătorul de nuci. Mai exact, inspirația noastră a venit din actul al doilea, dansul unei zâne a prunelor de zahăr, o operă care ne-a inspirat cromatic pentru instalațiile floristice și care ne-a adus în gând motoul pe care îl vedeți alături de noi, un moto care este adresat lugojenilor, atât celor care au rămas, cât și celor care au plecat. Un moto prin care Casa de Cultură și Primăria Municipiului Lugoj dorește să arate tuturor lugojenilor că au motive să rămână, rădăcini la care să se întoarcă, chiar dacă au prins aripi și au plecat departe. Așa cum o spune și denumirea evenimentului, florile au fost vedetele zilei. Avem aranjamente florale, toate sunt făcute manual, petală cu petală, trandafirii de mine. Sunt lucrați dintr-un amestec de latex și spumă, tocmai în ideea de a păstra ceva ca și amintire, dar care se reziste în timp fără a căpăta un miros urât sau să se transforme. Avem prețuri accesibile, după cum puteți vedea, de la cele mai mici la cele mai mari, pentru toate buzunarele. Bineînțeles, tradițiile nu au lipsit, reprezentanții ansamblului lugojan fiind și ei prezenți la eveniment. Suntem prezenți astăzi în fața publicului lugojan și în cadrul manifestării Sinfonia Florilor, ediția a doua, una dintre grupele de copii a ansamblului lugojana, care am realizat un frumos meș, un frumos poster despre noi, despre ansamblu, despre tradiții, despre obiceiuri. Această pânză dorim să o ducem cu noi mai departe la festivalul internațional unde vor reprezenta cu cinste Lugojul și România. Gusturile au fost delectate cu delicatese oferite în cadrul unui street food festival, surpriza gastronomică fiind oferită de către celebrul bucătar lugojan Sebastian Paul. O zonă distractiv-recreativă a fost destinată copiilor lugojeni, dar au fost prezenți și meșteșugari și artizani locali. Pe parcursul celor 3 zile de festival, lugojenii au avut parte de activități cultural-artistice pentru toate gusturile, concerte, ateliere, târguri, jocuri și multă voie bună.